Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființare, o societate ecologică din satul mare a dorit să facă un dar comunității în care activează prin îmbunătățirea unuia dintre spațiile verzi ale municipiului. Sâmbătă, începând cu ora 10, în parcul UFO din cartierul Micro 17 au fost plantați un număr de 20 de platani dezvoltați. Au dat o mână de ajutor primarul Dorel Coica, Elisabeta Beiche și directorul APM și cei peste 30 de voluntari prezenți.